Vin informații de ultimă oră acum din dosarul lui Dan Diaconescu. Fostul om de televiziune vrea să facă o cerere ca ancheta să fie preluată de parchetul general, deoarece, din punctul său de vedere, lucrurile au fost scăpate de sub control în acest caz. Între timp, Dan Diaconescu vrea să scape și de arestul la domiciliu. Colega mea, Cătălina Buzoianu, urmărește acest subiect și vine cu cele mai noi informații despre ce s-ar putea întâmpla mai departe. Cătălina, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Se pare că avocatul lui Dan Diaconescu are o mai mare încredere în instanțele din București decât în cele din Constanța. De altfel, pe timpul audierilor de aici, de la Constanța, și-a exprimat temerea că s-ar putea lua o decizie defavorabilă lui Dan Diaconescu sub presiunea mediatică. Și tocmai de aceea, iată, acum intenționează să mute acest dosar la parchetul general. Pe de altă parte, ar fi și mult mai ușor lui Dan Diaconescu să se prezinte în fața instanței, el având domiciliul în București și fiind arestat la domiciliu acolo. Pe de altă parte, imediat după decizia magistraților de vineri seară și anume de a-l plasa în arest la domiciliu pe Dan Diaconescu, atât avocatul cât și procurorul au contestat decizia. Pe de o parte, avocatul vrea ca Dan Diaconescu să fie cercetat în stare de libertate sau maxim să fie cercetat sub control judiciar. Pe de altă parte, însă, procurorii îl vor în spatele gratiilor în arest preventiv pentru 30 de zile. Deocamdată nu a fost stabilit încă un termen pentru această soluționare, iar putea avea loc după Paște, cel mai probabil, pentru că vin sărbătorile, iar magistrații nu lucrează în această perioadă. Dacă va fi soluționată contestația în favoarea avocatului, atunci Dan Diaconescu va fi un om liber, vă spuneam, sau va fi cercetat sub control judiciar. Pe de altă parte, dacă va fi soluționată această contestație în favoarea procurorilor, atunci Dan Diaconescu se va întoarce după gratii. Vă reamintesc, fostul om de televiziune a fost adus la audier la mijlocul săptămânii trecute. I-au fost percheziționate și domiciliile într-un dosar în care este suspectat de săvârșirea unor infracțiuni de act sexual cu un minor în formă continuată și folosirea prostituției infantile. Dacă va fi găsit vinovat pentru aceste infracțiuni, Dan Diaconescu riscă până la 10 ani de închisoare.